Irish Cream Nu știu dacă ați avut vreodată ocazia să călătoriți într-o mașină cu volanul pe partea dreaptă și care merge pe stânga drumului, în stil britanic, adică. Eu am avut. Există boli ale creierului, Oliver Zax le enumeră într-o faimoasă carte, care produc iluzii mergând de la amuzant la terifiant. Poți avea senzația că îți lipsește jumătate din corp, poți ajunge să crezi că ființele cele mai apropiate, soția sau tatăl tău, de exemplu, nu mai sunt ele înțele, că au fost înlocuite cu cineva care doar le seamănă și care conspiră împotriva ta, sau poți să ai bizara senzație că te vezi pe tine însuți din spate, de la un metru distanță, ca în anumite jocuri pe computer. Cam așa ceva simți și când nu creierul tău, ci lumea înconjurătoare se întoarce cu sus în jos. Mergând invers pe șosele, te simți ca în vis. Ceva e în neregulă, neînsemnat la prima vedere, dar care pune în discuție universul întreg și în cele din urmă propria ta situație în el. Gemuit pe unul dintre locurile din spate ale enormului rover, nu-mi puteam înăbuși în acea seară irlandeză senzația că mergem pe contrasens și că dintr-o clipă în alta aveam să ne izbim de o altă mașină. Mintea mea nu era nici ea așa de inocentă cum poate vă imaginați. La un popas într-un pub, abia ieșiți din Belfast, comandasem Irish Coffee. Habar n-aveam pe atunci, era 93, ce e Voisem doar ceva autohton, dacă tot eram prima dată în țara druizilor, a Berry Guinness și a lui Joyce. Mi se adusese un mare pahar ca de coniac, plin cu cafea fierbinte și două tablete parfumate de After Eight, pe farfurioară, în pliculețele lor verde întunecat. Când m-am ridicat de la masă, mi-am dat seama, fără să-mi vină să cred, că mergeam pe două cărări. Căci în Irlanda, Irish coffee e mai mult whisky decât cafea. Așa că, pe măsură ce se întuneca și localitățile alunecau pe lângă noi, starea mea de confuzie creștea tot mai mult. Am trecut granița pur imaginară spre Irlanda republicană și ne-am afundat printre colinele ei către Anachmacherig. Se lăsase noapte. Șoferul nu era nici el cu totul sălbă, și pălăvrăgea într-o limbă numai a lui. Din zece cuvinte chipurile englezești înțelegeam unul. Noroc că una dintre poetele cu care eram stătea lângă el și, deși nu știa englezește, sau poate tocmai de aceea, păreau să se distreze amândoi de minune. Cealaltă zăcea în celălalt colț, în spate, lângă mine și se uita pe geamul opus. Eram un pușt pe lângă ele. Nu știu cine gândise o combinație românească atât de bizară. Cele două se urau de moarte și, până atunci, pe aeroport în Otopeni, apoi în cursa Tarom până pe Heathrow și în cele din urmă cu Lingus până la Belfast, nu-și vorbiseră în niciun moment. Dacă aveau să o țină tot așa, avea să fie distractiv. Ne îndreptam spre miezul Irlandei, spre complexul cultural Tyron Guthrie de la Anach unde urma să stăm două săptămâni. Drumul a fost neașteptat de lung pentru o țară atât de mică. Am ajuns la castel la miezul nopții, după încă un popas în care am băut bere Guinness, înghețată și apoasă, din halbe uriașe. Când șoferul a oprit motorul, după ce în faruri se ivise un zid orb foarte înalt, s-a făcut odată o liniște totală și atât de reconfortantă după huruitul continuu al roverului încât se era milă să o risipești. Odată stinse și farurile, am ieșit din mașină sub cel mai fantastic cer înstelat pe care l-am văzut vreodată. De fapt, cred că scriu paginile astea nu pentru povestea amoroasă și nu prea care urmează, nu cu una dintre poete sau cu amândouă la un loc cum poate vă imaginați, nu, ferească Sfântul, ci ca să am bucuria și nebunia să mai descriu odată acel cer de noiembrie, acel cer irlandez alb de stele. Bolta era piezișă, sprijinită doar pe o parte de calcanul negru al castelului. În afară de dreptunghiul întunecat al zidului, cerul dădea pe din afară de stele. Era copleșitor, erau mai multe spoturi de lumină decât întunericul dintre ele. Erau presărate difuz, îngrămădite într-un loc mai rar în altul, concentrate în mari bucăți de lumină sau dizolvate în aerul înghețat. Se făcuse teribil de frig și totuși nu ne-am grăbit către poarta de intrare. Am rămas acolo lângă mașină privind spre cerul acela luminos și magic, spre cosmosul acela curbat peste lumea cu desăvârșire întunecată. Alunecau acolo sloiuri și ghețari de lumină. Se sfărâmau acolo, deasupra noastră. Am cinat frugal, un padding împărțit la repezeală tuturor de o bucătarea sănăucă, și am fost călăuziți apoi către vastele noastre apartamente. Pentru prima dată nu folosesc ironic fraza asta. Castelul era adânc și înzorzonat ca peleșul. Am mers pe culoare nesfârșite printre oglinzi și candelabre și picturi alegorice. Am urcat scări cu pereții înțesați de rafturi cu cărți vechi și de panoplii războinice. Am trecut prin multe camere uriașe, foarte multe, cu tavanul ridicat la înălțimea a două etaje, toate întunecate și înțesate de mobile vechi, toate înghețate bocnă, căci în castel era mai fric ca afară. Cum aveam să dormim în gerul la 14 nopți în șir? În fine, după ce poetele cu pricina au fost cazate cum și meritau într-un fel de mauzolee, am fost abandonat și eu în cavoul meu cu trei camere. Aveam salon, cameră de studiu, cu un mare glob pământesc de majolică într-un colț și o colecție de stampe și ochiane vechi, și dormitor, demn de un rege sau cel puțin un baron, cu pat cu baldachin în mijlocul încăperii. Am zis noapte bună bucătăresei tot mai adormite și am rămas în întuneric de plin, am orbecăit până la ușa dormitorului și când am deschis-o, s-a făcut o penumbră albăstrie, căci fereastra era plină de arbori negri și stele. Era o lumină tristă și pură. Mi-am trântit valiza lângă pat și i-am deschis în cuietorile. Fără să-mi scot canadiana, doar gândul îmi făcea rău, am scotocit după pijama, dar până la urmă am lăsat o baltă. Începusem să lăcrimez și să-mi curgă nasul de frig, Mâinile îmi înghețaseră cum nu le mai simțisem de când făcusem armata. Nu, nu, aveam să dorm îmbrăcat, nu se putea altfel. M-am așezat pe marginea patului, terorizat de ideea unei nopți de frig polar. Dar atunci am simțit din așternut un fel de boare călduță, o halucinație poate. Am pipăit cu palma cuvertura și am sărit în sus. Era într-adevăr caldă. Mai mult părea boltită peste un corp masiv ca și cum cineva ar fi dormit ghimuit în patul meu. Cele mai tâmpite gânduri mi-au trecut prin cap. Greșiseră dormitorul, mă puseseră cu altcineva în cameră, poate. Mi-a fulgerat chiar viziunea unui cadavru cu gâtul tăiat de curând. M-am ridicat de pe pat. Acum tremuram de bine la și nu doar de frig. Ce era de făcut? Nu puteam striga pe nimeni și nici măcar întrerupătoarele nu știam unde sunt. Cine era acolo, în inima Irlandei, în inima castelului, în inima camerei mele și a patului meu. M-am dus la geam căutând instinctiv lumina, dar amintirile mele din la răscruce de vânturi, fantoma lividă bătând cu pumnii în ferestre, lasă-mă înăuntru, lasă-mă înăuntru. Geamul s-a aburit brusc de la răsuflarea mea înspăimântată. Înfiorat m-am hotărât într-o clipă. Am mers spre pat și cu curajul omului încolțit am dat brusc deoparte cuvertura am rămas cu gura căscată privind prostește spectacolul de sub baldachin, căci în patul meu, adâncindu-se în cearceaful de pe saltea, era o oaie. Dormea pe o parte, mare, lânoasă și umflată, cu copitele despicate întinse rigid spre marginea patului. Visam? O luasem raznă? Nimerisem pe mâna vreunor farsori, suprarealiști? Îmi ceva în puding? Mi-am amintit palatul de crepit din doamna patriarhului prin care umblau găini și unde vacile ajungeau în balconul patriei. What now? Mi-am șoptit. Trebuia să o gonesc, să o dau afară măcar din camera de culcare, dacă cum naiba să o fac. Mă îngroza momentul când avea să zvâgnească brusc din pat cu un behăit ca de apocalips în tăcerea aceea de plină. Am apucat-o până la urmă de ureche și urechea mi s-a părut de cârpă. Am tras-o și în pântecul ei ceva a gâlgâit leneși. I-am pipăit picioarele îndreptate spre mine. Erau doar un fel de tubușoare de flanel, atârnând inerte. Aaaa! Nu era o oaie adevărată. Nu era decât un burduf cu apă fierbinte, din cauciuc, în formă de oaie, și acoperit cu o lână frumos imitată din melană încrețită. Secretul supraviețuirii în nopțile geroase mai simplu decât să încălzești dita mai hangarele însesate de mobilă veche. Râzând buimac, mi-am scos pijamaua din valiză, m-am dezbrăcat vână de frig, mi-am pus-o pe mine și, dârduind, m-am vârât sub pătură alături de oița mea cea fierbinte. Până să adorm cu ea în brațe, mi s-au tot perindat sub pe drumurile lungi cu mașina, clădirile palide, toate cu câte un pab la parter, fulgerând pe lângă noi, copacii imateriali, Orbiți parcă și ei de faruri o clipă, ca să dispară apoi în noaptea pâlpuitoare. A doua zi în zori, oița era caldă încă, dar trebuie deja să vă scoateți din minte, pentru că nu ea e eroina. Am tot soiul de fantezii erotice, dar nu și din astea. Dacă aș fi găsit în așternut o femeie de cauciuc în locul oiței năzdrăvane, poate că mai știi, dar nu o mai lungesc degeaba. I-am cunoscut în dimineața aceea pe poeții irlandezi care urmau să ne traducă poemele în limba lor, niște băieți care aveau să se țină timp de două săptămâni doar de pilală și de cântat în cor balade sinistre. There's a pub where we all long to go, its name is heaven. Mm, mai faceau ceva. Pe o ceață s-o tai cu cuțitul și un fric de bobotează alergau ca demenții de cel puțin zece ori pe zi, în jurul lacului din apropiere. Își aduseseră și niște gagici, un fel de grupii hipiote pe care le întâlneai peste tot, presărate prin odăile și coridoarele castelului. Aveau părul albastru, verde, acaju, foarte scurt și țepos și arătau șleampete, mai toate roșcate și pistruiate ca niște irlandeze ce erau. Nici pe ele nu le înțelegeai când vorbeau. Fac și fucking în sus, fac și fucking în jos, pronunțat chiar cum se scrie, fuc. Cam asta era trei sferturi din pălăvrăgeala lor. Noaptea, în liniștea aceea desăvârșită, le auzeai unor miorlăind de plăcere în adâncul palatului. Pe lângă fauna asta mai era la castel un personaj, Billy, pe care toți îl băteau pe umăr când treceau pe lângă el, un ins ce tot uda cu furtunul tufele de măcești sălbatic de pe lângă ziduri. Purta o salopetă ruptă și prăpădită, uneori căra și vreascuri de foc, era fără îndoială grădinarul sau omul la toate, îmi spuneam. Abia la sfârșit aveam să aflu că Billy era de fapt directorul centrului Tyron Guthrie, care ne găzduia și un dramaturg de notorietate mondială. El mi-a spus prima dată povestea cu contesa. A treia sau a patra zi mă nimerisem lângă el la masă și mestecam cu lingura în eternul padding. You doing okay?" mă întrebase cu gura plină. Yeah, fine, îi răspunsesem cu engleza mea de Iowa City. Cum mergea cu poemele? Well, mergea greu. Fiindcă poetele noastre erau afurisite de orgolioase, niciodată nu erau mulțumite de forma finală a traducerii, deși nu știau o boabă englezește. Pur și simplu, nu li se părea lor că sună bine. Țăcăniții de poeți irlandezi, pe de altă parte, nici nu se obosau să asculte traducerile mele brute puneau de la ei ce le trecea prin cap. Erau de fapt atât de posaci de la un continu hangover că numai de poezii nu le ardea. Șederea la Anach Macherig fusese o pleașcă pe capul lor, nu prea visase rei la el așa ceva și profitau din plin. Have you met the countess yet? Care contesă? Cum? Încă nu-mi spuseseră nenorociții, those buggering bastards, de poeți irlandezi, castelul din Anach Macherig, avea o stafie, atestată de zeci de martori, și cu patalama în regulă. Nu văzusem diploma la etajul 2, înrămată pe peretele din spre nord? Nu, nu văzusem. Hmm, well, it's a long story. I'll try to make it short. Se pare că prin secolul al XVI-lea, Contesa castelană fusese înjunghiată într-una dintre odăi, Care, secret? Fiecare oaspete trebuia să creadă că tocmai în dormitorul lui de atunci nu-și găsește liniște. Îi apare din când în când câte unui ins care noptează aici. Din păcate, naționalistă până în vârful unghiilor, azi am spune right-wing extremist, rânji Billy, nu se arată decât irlandezilor pur sânge. Oh, am spus, încercând să par dezamăgit. But there's still hope. Poți oricând să devii, măcar pentru o noapte, irlandez Sadea, e suficient să bei deodată o sticlă întreagă de whisky irlandez. Atunci devine posibil ca fantoma contesei să se arate și unor foreigners. I'll buy you a bottle sometime, merci. Îmi mai spuse Billy, ridicându-se de la masă. Fuck the countess, mi-am zis, încercând să înghit mai departe paddingul inodor, incolor și insipid, și având grijă să-l pronunț pe fuck, fuc cum se scrie. Dimnețile traduceam din greu tot mai aiuristic, după amiezele stăteam între cele două poete ca să nu se încaiere ca pisicile sălbatice, refuzau mai departe cu îndărădnicie să-și vorbească, doar pufneau disprețuitoare fiecare când se recitau versurile celeilalte și din când în când mă luau deoparte ca să-mi dezvăluie fiecare compromisurile politice și sexuale ale celeilalte în regimul trecut, iar serile abia așteptam să mă întorc la oița mea care mă aștepta mereu răbdătoare și fierbinte. După zece zile eram deja sătul până peste cap de verdea Irlandă, de fapt numai brumă și ceață în acel noiembrie. Doar nopțile ei înstelate erau mai departe inegalabil, înspăimântător de frumoase. Ai fi vrut să mori sub cerul acela pieziș pe care stelele se risipeau ca o pulbere de heroină pură. Tot se blegiseră la sfârșit, Volumul de versuri era gata, introdus frumos într-unul din primele laptopuri pe care le văzusem vreodată. Deși gros ca o scândură și cu ecranul alb-negru, mi se părea o minune. Te cruceai de traducerile alea făcute la beție. Nu erau mai acătării decât pruncii făcuți la beție. Dacă ai fi tradus înapoi în românește poemele noastre, ar fi ieșit ceva nemai văzut în literatura română. Da, ce conta. În ultima seară băieții vesel au venit cu chitări electrice și ne-au cântat, acompaniați de mișunătoarele Grupies, bete de nu mai știau de ele, ce altceva decât There's a pub where we all long to go, its name is Haven. A fost însă genial pe lângă răspunsul nostru, căci ne-au somat să cântăm și noi ceva românesc, ceva specific. După o consultare grăbită cu poetele antagoniste, am constatat că singurul cântec pe care îl știam toți trei era cașa beu oamenii buni, pe care după multe codeli l-am lălăit pe trei voci încă mai deosebite decât stilurile noastre poetice. Una dintre poete mi într-un fel de contraalto în zinț de fierăstău, pe când cealaltă, mai bărbată, i-a uimit pe irlandez cu o voce de cavernă umedă și cumva indecentă. Luni, buni, marți, frați, Trebuie să le fi sunat al naibii de bizar concetățenilor lui Leopold Bloom. N-am făcut apoi toți pulbere, am fraternizat, ne am pupat și am dansat până mult după miezul nopții. Billy, care s-a ținut de cuvânt cu sticla de whisky, Jameson, n-a recitat o grămadă de poezii în galec. Sunau la fel de bizar ca oamenii noștri buni. M-am străduit și eu într-un colțișor să devin irlandez jet be jet măcar pentru o noapte, dar nu mi-a reușit decât ceva mai mult de jumătate. Se pare însă că mi-a fost apreciată bunăvoința pentru că în acea noapte m-a vizitat contesa. Legenda s-a verificat pe bune. N-a fost vaporoasă și imaterială, n-a zornăit lanțuri și n-a bătut cu pumnii în fereste, let me in, let me in, etc., dar a fost o contesă cum nu s-a mai văzut totuși. Cam la o oră după ce mă trântisem de data asta chiar îmbrăcat în patul meu cu baldachin și oaie fierbinte, m-a trezit scârțâitul greoi al ușii dormitorului. Am văzut-o atunci pe contesă, strecurându-se, luminată violent de stele pe o parte, întunecată și enigmatică pe cealaltă. Am văzut oaia zburând cât colo și bufnind greu lângă pat. Contesa a intrat în pat lângă mine și duhnea a whisky de teofilea. Contesa mi-a pus mâna între picioare și mi-a vărât în gură limba cu biluță metalică la jumătatea ei. Am strâns la piept capul contesei și am simțit părul împățit în mii de țepi rigizi cu fixativul uscat. Am pipăit pe sub bluză sfârcurile contesei și într-unul dintre ele era un ineluș de alamă. Am scos chiloții contesei și părul ei pubian era aspru și afânat. Am ascultat șoaptele contese și ele erau dogite, pătimașe, foc în sus și foc în jos. Am strâns în palme fesele contesei și ele erau înghețate, s-au încălzit pe parcurs. Am intrat toată noaptea în contesă, în multe rânduri, în multe feluri și în multe părți, până când contesa a miorlăit de plăcere. În inima patului, din inima dormitorului, din inima castelului, din inima Irlandei, țara druizilor, a Berighinis și a lui Joyce. Dimineața, Contesa se fuția în fundul gol prin pat, căutându-și ciorapii. Avea părul verde. Pe o fesă a Contesei scria cu un marker gros Take, iar pe cealaltă Me. Apoi scrisul a dispărut sub o pânză, inelușul sub alta biluța a mai sclipit într-un bai și fantoma s-a evaporat de parcă nici nu fusese. Dimineața lângă zidurile de piatră ale castelului l-am îmbrățișat de despărțire pe Billy, singurul care se trezise în zori ca să și-a rămas bun de la noi. A lăsat o clipă foarte de tuns gardul viu ca să mă întrebe cordial. Have you finally seen the fucking countess? abia îl vedeam prin ceața dimineții. I believe I did, i-am răspuns. Și m-am îndreptat spre roverul masiv care ne-aștepta la poartă. Poetele ce nu-și vorbiseră niciodată erau deja în mașină. Șoferul a mormăit ceva în engleza lui de neînțeles, apoi a întors cheia în contact. Am bătătorit bruma în arc de cerc și am intrat pe șosea. Am lăsat în urmă castelul bântuit de la Anahmacherig și ne-am repezit, iar, ca nelumea, pe contrasens, pe drumurile întortocheate ale Irlandei.